Ați avut asemenea situații. Povestiți unui prieten despre o istorie interesantă din viață, iar el refuză să creadă în ea. Spre fericire, în lumea modernă, aproape fiecare persoană are câte un smartphone în buzunar. Deja de mult ne-am obișnuit să înregistrăm cele mai fascinante momente din viața noastră cu ajutorul camerei video. Astfel, putem prezenta mereu dovezi materiale după vizionarea cărora nimeni nu va pune sub semnul întrebării credibilitatea istoriei. Astăzi o să vă povestim despre anume astfel de istorii și credeți-ne, după, la sigur, veți face un share unui prieten, ca să vadă și el cu ochii lui proprii. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Un vârtej îngrozitor. Ați auzit ceva despre golurile care apar uneori în pământ? Nu-i nimic, acuși vă vom povesti. În unele părți ale globului pământesc, rocile se dezvoltă ușor în apă și din această cauză se formează unele forme specifice ale reliefului. De fapt, merge vorba despre depresiuni cu un diametru de câțiva metri. Acestea arată ca o pâlnie adevărată care se dilată în partea de sus. Apropo, la fundul unor astfel de găuri, deseori se ascund peșteri adevărate. Ah, da, am uitat să spunem, această gaură apare din cauza apelor subterane. Adesea, împreună cu aceste obiecte, apar așa numitele lacuri karstice, ca și în acest caz, și atunci se începe tot ce e mai interesant. Curenții de apă se mișcă și la fundul apei ajunge tot ce stă în cale, chiar și copacii menși. E destul de ciudat să privești cum un copac mare este atras în interior atât de ușor de parcă e un pai. Istoria acestei pâlni a început în anul 2012 pe teritoriul orașului Baiu Rouge, în statul Louisiana. De la început, cineva din localnici a simțit în aer un miros ciudat de benzină. Iar mai târziu, încă un om a observat la periferia orașului o gaură imensă apărută din aer. Ea era umplută cu apă mâloasă ciudată. Mai târziu s-a adevărat că gaura a apărut ca rezultat al distrugerii unei cavități subterane de sare care a fost construită acolo de o companie petrolieră și totul ar fi normal, doar că combustibilul evaporat a ajuns la suprafață fața pământului și în plămânii localnicilor. În plus, există îngrijorări serioase precum că această gaură se poate incendia. Atunci orașul va fi amenințat de o explozie puternică. Acea companie din anul 2012 achită constant locuitorilor compensații pentru daunele materiale, dar și morale, din cauza lucrărilor inginerilor săi necalificați. Sinfonia produselor. Fiecare din noi care măcar o dată s-a ocupat sau a dorit să se ocupe cu muzica cunoaște că procurarea unui instrument de calitate este destul de scump și una ar fi dacă pentru ore ar trebui doar instrumentul. Trebuie de mai cumpărat și o sumedenie de cabluri, diferite procesoare, efecte și ajutoare. Dar ce ați spune dacă am putea interpreta melodii cu ajutorul obiectelor ce ne înconjoară? Această întrebare a fost abordată de un startup rus, Playtronica. Tehnologia creată de companie este un fel de MIDI control care permite să cântați la orice obiect prin care trece curentul electric, spre exemplu legume, săpun, plastilină sau apă. De la dispozitiv spre obiecte sunt trase fire speciale și datorită unei programări complicate puteți face ca fiecare instrument de genul dat să interpreteze o anumită notă sau sunet. Ca rezultat primim o adevărată orchestră care este capabilă să redea compoziții muzicale complete. Apropo, după prezentarea produsului său nemaipomenit, inginerii Playtronica au mai lansat o noutate. Controller care, conform aceluiași principiu, vă permite să redați muzica pe corpul uman. Un trucaș în vârstă. Țineți minte cum în anul 2000, împreună cu cultura skateboardului, a apărut și trendul cu BMX. Apropo, o istorie interesantă. De la început, acest tip de bicicletă a fost creată pentru antrenarea copiilor. De fapt, BMX, conform ideii creatorilor, servește drept antrenament pentru însușirea motocrossului. Doar că în anii 60, majoritatea motocicletelor erau prea mari, așa și a fost inventată bicicleta hibrid. De regulă, un astfel de tip de sport se asociază cu tineret neformal, dar acest bunic sportiv demonstrează că la orice vârstă poți face sport extrem. Pe BMX-ul său, îndeoseb, el face astfel de trucuri, încât orice adolescent l-ar invidia. Un ascunziș în saltea. Există o frică populară în copilărie despre existența unui monstru sub pat. Deci, prima noastră istorie e mai înfricoșătoare decât oricare ați auzit-o până acum. Este cea mai adevărată dintre toate adevăratele. În fața voastră este o saltea obișnuită de dormit. Posibil cam veche și uzată, dar e obișnuită. Însă nu și atunci când băieții din imagini încep să o taie și noi vedem interiorul adevărat. Acolo se ascunde un adevărat cuib de șerpi gigantici, conform unei estimări în jur de 50.
alegerea unui asemenea loc pentru trai este destul de evident. Acolo e cald, iar corpul șerpilor nu poate produce căldură de sine stătător. Din această cauză, reptila este nevoită mereu să caute ascunzișuri calde, pentru că, în caz contrar, abilitatea de a se mișca și a consuma hrană pur și simplu va dispărea. Mai mult ca atât, la înghețare, sistemul imunitar al șarpelui va înceta să funcționeze, de aceea el va deceda rapid, chiar de la prima boală. Așadar, dacă locuiți într-o casă în Australia, mai bine e să monitorizați toate locurile calde din casă ca să nu ajungeți în asemenea situație. Selfie-uri extreme. Iată istoria următoare, cât nu ai povesti-o, nu o vor crede. O domnișoară obișnuită a plecat într-o plimbare pe un munte în Mexic. S-ar părea nimic neobișnuit, îndeoseb că în acele locuri mereu fac plimbări localnicii, însă în perioada pandemiei numărul a scăzut considerabil și animalele din pădure au început mai activ să iasă din ascunzișurile sale. Anume așa, domnișoara a întâlnit un urs față în față. Acela se pare că pe neașteptate a ieșit din tufiș și în acel moment a decis să facă cunoștință cu străinii care atât de rar în ultimul timp vizitează acest teritoriu. În imagini se vede cum ursul stă în două labe atât de haios ca un om și miroase femeia în timp ce ea își face un selfie. Puteți fi mirat de ce ea atât de calm se comportă într-o astfel de situație, însă de fapt o putem doar lăuda. Anume, așa trebuie să vă comportați dacă întâlniți un prădător, maxim de calm. Dacă veți demonstra un pic de frică și veți încerca să fugiți, el la sigur va fi agresiv. Animalul înțelege că sunteți mai slab și vă va ataca. Vrăjitoarea rechinelor. Cristina Zenata este un scafandru renumit în toată lumea, ce provine din Italia, care a devenit renumită datorită prieteniei sale uimitoare cu rechinii. Femeia nu doar comunică calm cu aceste creaturi subacvatice, dar și face cu ajutorul lor trucuri uimitoare. Spre exemplu, Cristina e capabilă să întoarcă un rechin de 3 metri și să-l țină pe palma sa. Totul datorită faptului că Cristina știe cum să hipnotizeze peștii, acționând asupra punctelor speciale de pe fața lor. Dar să nu credeți că de toate aceste abilități ea are nevoie doar pentru o glumă. Spre exemplu, cu câțiva ani în urmă, astfel a reușit să salveze un biet rechin din gura căruia ieșeau resturi de plase pentru pescuit. O sărbătoare cu nuci. Pentru păsări, omul a inventat de mult căsuțe speciale, dar veverițele, ce nu au meritat? Se pare că anume așa s-a gândit autorul acestui video când a făcut pe gardul casei sale un adevărat bar cu nuci pentru veverițe. Animalele se pare că au apreciat gestul. Principiul domino. Fiți cinstiți, iubiți să priviți videourile ASMR. Dacă ceva, nu discutăm doar despre videourile ciudate în care oamenii permanent vorbesc în șoaptă și mănâncă alături de un microfon super sensibil. De asemenea, tehnici vizuale pentru tăierea metalului sau distrugerea figurinelor de nisip cinetic. Există deja sute de astfel de videouri. Producătorii devin adevărate staruri pe net. Așadar, dacă aceste lucruri sunt pe placul vostru, această istorioară la fel vă va plăcea. Doar că în ea nu-i niciun pic de înscenat pentru like-uri sau comentarii ale urmăritorilor. Totul s-a întâmplat în China, pe unul dintre aseele orașului Xinhua. Acolo recent a fost pus un gard cu o lungime de 1,5 km și el a fost aranjat ca un domino. Pentru tot a avut nevoie de doar 30 de secunde. Cauza unei căderi atât de epice este greșeala inginerilor. S-a adeverit că greutatea suporturilor din beton era insuficientă pentru a rezista la elementele grele ale metalului. O singură adiere de vânt a fost îndeajuns pentru ca toată construcția să fie dată jos la pământ. După, din nou, a fost aranjată încă timp de câteva ore, probabil până la următorul vânt. Prognoză cu foc. Uneori, cei care prezintă știrile sunt nevoiți să o facă în condiții neobișnuite. Spre exemplu, să înregistreze stand-up-uri. Anume așa se numesc în jurnalism înregistrarea evenimentelor de la locul de față, nu departe de acțiuni militare sau în condiții meteorologice dezastruoase. Iată, spre exemplu, un caz care a avut loc în orașul chinez Dalian. Prezentatorul povestește despre prognoza meteo chiar pe fundalul unui uragan furibund și dintr-o dată fulgerul lovește în umbrela sa chiar în timpul live-ului. Dacă dăm video pe play, mai lent, observăm cum jurnalistul țipă pe neașteptate și aruncă umbrela. După cum afirmă prezentatorul, în timpul loviturii a văzut o împrăștiere de scântei galben. Spre fericire, reporterul a reușit să evite traumele serioase și s-a ales doar cu o sperietură și desigur cu o popularitate mondială pe internet. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care istorioară v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la...